Salut! Urmăriți 3, 2, 1 Sport Review. Astăzi vorbim despre Sukhoi Kinvara 7. Alexandra Ciotroș și Radu Restivan din 3, 2, 1 Sport. Suntem aici ca să vă ajutăm să luați cea mai bună decizie atunci când vă cumpărați pantofii, pentru că suntem convinși că este bine să citiți și să urmăriți review-uri înainte să faceți o investiție de 300, 500, 800 de lei într-o pereche de pantofi de alergare. Cum vă spuneam în episodul de astăzi, Sukhoi Kinvara 7. Foarte pe scurt povestea, eram la maratonul de la Köln anul trecut, filmam documentarul Discover the World Through Its Marathons, cred că era episodul 10 care se întâmpla la Köln, și filmam despre documentar în Sport Expo, ne-au văzut oamenii de la Sukhoi, ne-au salutat, ce filmați, și cumva ne-au zis, n-ați vrea să alergați maratonul cu pantoful acesta. Povestea e interesantă pentru că a fost o ediție limitată, o să vedeți și mai de aproape, a fost o ediție limitată dedicată maratonului de la Köln, ediția din 2016. Maratonul poartă culorile Germaniei, după cum vedeți, e destul de clar că se întâmplă chestia asta. Ce-a mai fost frumos era că fiecare pereche avea numărul ei, era un număr special al pantofului, chiar inscripționat pe cutia acestuia. Haideți să vorbim un pic despre ce înseamnă acest produs, ce tehnologii sunt incorporate în el și ce părere am avut noi după ce am alergat. Aici e un pic diferență și cred că se vede și la felul în care e folosit. Nu pe talpă se vede. Un pantof aproape nou, un pantof destul de muncit. Alexandra, cât ai alergat cu el? Un maraton. Da, doar un maraton. Dintr-o dată. Da, de pe zi pe alta. Și în rest n-ai mai alergat niciodată cu el? Nu. Niciodată. Deci acel pantof are vreo 42 de kilometri. Al meu are în jur de 350-400. Deci e cumva normal să arate un pic diferit. Într-adevăr, ăștia nu sunt spălați, însă da, așa arată. Așa arată. Așa arătau și ai mei când i-am luat prima oară. Bun, vorbim despre pantof și despre caracteristicile sale. E un pantof, el încadrează la categoria Natural Series. Povestea Kinvara a început în 2010, iar acest pantof a fost lansat în 2016. Este a 7-a ediție, între timp a mai apărut o ediție Sukhoi Kinvara 8. Are un drop de 4 mm, ceea ce înseamnă că este un pantof dedicat celor care vor să alerge un pic mai repede, pentru care viteza este un factor important. Este extrem de fină și subțire partea superioară. Într-adevăr, nu o să reziste la apă, însă este extrem de plăcută pe picior. Se numește Flex Film, adică este un strat foarte subțire care îmbracă pantoful. În partea de jos o să vedeți tehnologia Everrun, pe care mulți o compară cu tehnologia Boost de la Adidas, pentru că are o capacitate foarte bună de a returna energie. Spune ei că 83% e un procent acolo destul de mare de, pe care ei spun că îl trimite înapoi pantoful ăsta din punct de vedere energie. Pe talpă se găsește și tehnologia Triflex, care cumva împarte energia mai bine și ajută la o dispersie mai bună a acesteia. În spate are o zonă reflectorizantă care te ajută să fii văzut pe timp de noapte de către bicicliști și de către mașini. Alexandra, cum ți-a părut acest pantof? Partea de sus, partea de jos, ce ai simțit cu el? E o relație lungă, e o relație scurtă? Pare scurtă. Da, am avut o relație scurtă. Dar ne împăcăm bine la sală acum. Problema este la mine, nu la pantof. Eu am piciorul foarte lung și îngust, iar pantoful ăsta cred că este creat pentru un picior mai lat. Se zice să nu iei o pereche de Adidas nouă cu o seară înainte de maraton și pe bună dreptate. Eu am făcut asta și am avut de suferit. I-am folosit la Köln, la maraton. Cred că din cauza că erau foarte largi în această zonă, mi-a jucat piciorul și după un anumit timp, după ce am început să obosesc, am început să calc din ce în ce mai greșit și am avut dureri foarte mari de gleznă, ceea ce n-am mai pățit niciodată. S-a simțit și șoldul, și spatele, și un genunchi, și până am ajuns la finish am zis că nu o să-i mai port. Și a început să-i curgă și nasul. Dar i-am mai purtat. Cred că, cum ziceam, cred că este problema la mine. Nu cred că este un pantof prost. Vin și eu acum cu
Asta cu piciorul luat. Da, cumva asta e frumos, dar să încercăm să facem toate review-urile în doi oameni, pentru că un om e clar foarte subiectiv și după cum vedeți, după cum ați văzut și la cel de la ASICS Physics, păreri foarte împărțite și e bine să le luăm în considerare, în considerare pe toate. Mie mi-a plăcut acest pantof, este unul dintre pantofii mei preferați. Cel mai mult mi-a plăcut la el, evident, când l-am văzut, am zis, wow, cât de bine arată. Și mi se pare că, într-adevăr, este un pantof care e foarte arătos, frumos. Un pantof pe care vrei să-l iei de la raft, să-l probezi și să-l încerci. În România, din păcate, nu există foarte multă comunicare pentru suconii. Sunt câteva magazine care îl aduc, însă gradul de informare este extrem de scăzut pentru acest model. Totuși, cred că merită probat și testat. Mi-a plăcut foarte mult la el cheiușor, care are un return de energy foarte bun. Este pantoful în care eu am obținut unii dintre cei mai buni. Nu alerg eu competitiv, sub nicio formă nu pun rezultatele pe primul loc și nu asta mă interesează. Însă atunci când am vrut să-i dau tare, ăștia au fost pantofii în care am avut încredere și cumva m-au ajutat să scot și personal best pe semi-maraton. Mi-a plăcut foarte mult, repet, partea superioară. Talpa nu mi se pare că s-a descurcat atât de bine pentru în jur de 300-400 de kilometri. Nu mi se pare că este într-o stare foarte bună comparativ, spre exemplu, cu un Nike Pegasus sau un ASICS Physics, care după 500 de kilometri, dacă îi speli, doar dacă îi speli, arată foarte, foarte, foarte bine. Un lucru care nu-mi place în mod deosebit la ei este că, nu știu dacă se va vedea foarte bine la cameră, aici la călcâi este o dita mai gaură care s-a produs din cauza călcâiului meu și nu mai există practic material, există doar partea solidă din spate și în anumite momente ale alergării mai simt un pic de jen acolo, însă aș minți să spun că este ceva care mă deranjează foarte tare, mai degrabă vizual și estetic mi se pare că e o mică problemă, în rest chiar n-am simțit asta deloc. Sunt mulțumit de per total de construcția acestui pantof și îl recomand cu mare sinceritate oamenilor care aleargă deja de un an sau doi și care vor să țintească către o anumită performanță personală, nu neapărat, nu e un pantof de câștigat semi-maratonul București, pentru că acolo ar trebui un pantof minimalist, ceea ce acesta nu este neapărat. Suconi Kinvara 7 se găsește în general pe net acum. Costurile sunt mici pentru că a mai apărut o generație nouă și veți găsi cu siguranță reduceri. Nu vă obosiți să-l găsiți în magazine la noi, pentru că probabil nu-l veți găsi. Alexandra Ciotloș, Radu Restivan, un nou review 3-2-1 Sport. Disecăm pantofii și vă spunem adevărul despre ei, pentru că ne dorim să fiți informați și să luați alegeri înțelepte. Spor la antrenamente și să ne revedem cu bine!